Ediția din acest an a concursului culinar Costa a reunit 23 de echipe de studenți băimăreni care au prezentat produse inovative realizate după rețete proprii sub îndrumarea cadrelor universitare de specialitate de la UTCN, Centrul Universitar Nord Baia Mare. Consiliul Județean Maramureș a asigurat o parte din ingredientele necesare concursului și a acordat diplome și premii tuturor participanților. Echipa lui Alex și a Cristinei a pregătit frigărui de pui învelite în susan, asortate cu sos de usturoi, sos de barbecue și dulceață de ardei iute. Este un preparat simplu de pregătit, ușor și datorită sosurilor dă un gust foarte bun. Pieptul de pui bucățele, l-am pus la marinat în sos de soia, sos de roșii, usturoi, sare și piper și condimente. L-am lăsat 24 de ore, după care am dat bucățile de piept de pui prin muștar, prin susan și le-am pus la prăjitură. Și echipa Gabriele a pregătit tot un preparat din carne de pui, felii din piept de pui asortate cu sos de mărar sau usturoi. Prima dată am tăiat bucățile din piept de pui, am făcut o marinată din usturoi, ceapă, felii de lămâie, zeamă de lămâie, ulei, le-am condimentat toate cu sare, piper, am pus peste marinată carnea, am lăsat 2 ore la marinat și după aia am ales carnea de legume și le-am prăjit. Feliile zâmbitoare din piept de pui au fost apreciate de specialiștii din domeniul alimentar, la fel și mini-burgerii. Sunt mai mult decât delicioase. Are un gust deosebit, îmi place, sunt mici și au trecere bună. E frumoasă ideea. Demonstreze practic ce au învățat teoretic atâția ani. Și sunt foarte inventivi, au făcut lucruri care sunt chiar deosebite și îi felicit pe toți. Un premiu special a fost decernat echipei care a realizat produsul dulceață de lapte cel mai apreciat de experții din regiunile partenere. Ăla e transformarea în numai fierbării continuă în timp, ce transformă poți să faci caramel. Și în cazul în care vrei să mănânci așa e sus, cum e aia de... Proiectul Food Chains for Europe reprezintă o oportunitate pentru stimularea, sprijinirea și accelerarea dezvoltării firmelor locale din domeniul alimentar. Recomandările experților vor fi prezentate în cadrul raportului final al evaluării peer review și vor viza toate cele 3 teme avute în vedere de evaluarea peer review. Pe baza recomandărilor, Consiliul Județean va realiza un plan de acțiune care va include și introducerea unui sistem de etichetare pentru produsele locale, denumit Bun de Maramureș. Această etichetă reprezintă o garanție oferită de Consiliul Județean cu privire la potențialul unui produs local de a deveni reprezentativ pentru județ, deoarece folosește resurse locale și este produs pe baza unei rețete tradiționale sau prin tehnici inovative axate pe calitate, iar nu pe cantitate.